de preparare în proprietăți fizico-chimice și aplicațiile medicale ale vitaminei A. Bună ziua, mă numesc Nat Florina, sunt de la Chimie Medicală 2, avându-l pe domn profesor coordonator, Thomas Dipong, vă rog să mă scuzați, am mare emoții. Astăzi o să prezint metode de preparare, proprietăți fizico-chimice și aplicații medicale ale vitaminei A. Aici o să fie cuprinsul, care... Așa, informații generale despre vitamina A. Vitamina A este o vitamină esențială pentru funcționarea normală a organismului nostru. Ea face parte dintr-un grup de compuși solubili în grăsimi, inclusiv retinolul și beta-carotenul. Această vitamină are multiple roluri în organism, cum ar fi menținerea sănătății pielii, vederii, sistemului imunitar și reproducător. Cantitatea zilnică recomandată de vitamina A este de 900 micrograme pentru bărbații adulți și 700 micrograme pentru femeile adulte. Rolul vitaminei A grăbește vindecarea în urma unor afecțiuni, susține sistemul imunitar, ajută la estomparea petelor de bătrânețe și acnei, menține sănătatea oaselor, a pielii, a părului, a dinților și a gingiilor, ajută la producerea celulelor albe care elimină bacteriile și agenții patogeni din sânge și ajută la formarea pigmenților fotosensibili în retină și îmbunătățește vederea. Metode de preparare a vitaminei A. Vitamina A nu este de obicei preparată acasă, deoarece este un compus care se găsește în natură, în anumite alimente și poate fi de asemenea sintetizată în laboratoare pentru a fi folosită în suplimente alimentare și medicamente. Câteva proprietăți fizico-chimice ale vitaminei A. Solubilitatea este solubilă în grăsimi și solvenți organici, dar nu este solubilă în apă. Aceasta înseamnă că pentru a fi absorbită de organism trebuie să fie consumată împreună cu grăsimi. Stabilitate. Vitamina A este sensibilă la lumină, căldură și aer, ceea ce înseamnă că se poate descompune și pierde din eficacitate dacă este expusă prea mult timp la acești factori. Forme. Vitamina A este disponibilă în diverse forme, inclusiv retinol, retinal și acid retinoic. De asemenea, există ester de retinil și beta-caroten, un precursor al vitaminei A din clasa carotenoizilor. Activitate biologică. Retinolul este forma cea mai activă și cea mai ușor utilizată de corp. Beta-carotenul și alți carotenoizi trebuie convertiți în retinol în organism înainte de a putea fi folosiți. Aplicațiile medicale ale vitaminei A. Vedere este esențială pentru menținerea vederii normale, în special în condiții de lumină scăzută. De asemenea, contribuie la sănătatea retinei. Funcția imunitară ajută la menținerea integrității sistemului imunitar prin întărirea barierei de apărare a pielii și a membranelor mucoase, precum și prin susținerea funcției celulelor imune. Sănătatea pielii contribuie la menținerea și repararea pielii și a țesuturilor epiteliale. Ciclu celular. Vitamina A este implicată în creșterea și diferențierea celulară, fiind importantă pentru regenerarea țesuturilor. Acestea sunt doar câteva dintre informațiile importante ale vitaminei A, dar este esențial să menținem un echilibru, deoarece atât deficiența cât și excesul pot avea efecte negative asupra sănătății. Aici câteva concluzii. Este important să reținem că vitamina A este esențială pentru mai multe funcții ale corpului, cum ar fi menținerea sănătății vederii, a sistemului imunitar și a integrării pielii. Vitamina A este implicată în dezvoltarea celulelor și în comunicarea între ele. Fiind solubilă în grăsimi, se stochează în ficat, ceea ce înseamnă că un aport excesiv poate duce la toxicitate. Sursele dietetice includ retinolul, care se găsește în produsele de origine animală, și beta-carotenul, care se găsește în legume și fructe de culoare portocalie și verde închis. Și aici bibliografia și mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumim pentru prezentare. Este o lucrare teoretică foarte vastă, include foarte multe aplicații. Prezentarea a fost destul de interactiv realizată. Alte întrebări aveți? Nu? Urmează păcura armara, extragerea prin antrenare cu